Bună, Nesa! Bună! Ce faci? Bine, tu? Bine! Ai niște întrebări să-mi pui? Da, unde stai? Unde sunteți, spui tu, da? Ne. Suntem într-o pădure, dar surprinzător sau nu pentru noi, nu suntem într-o pădure la munte sau pe munte. Suntem într-o pădure... Lângă București. Lângă București. Și dacă... nu e pădurea Comana. Și nu e pădurea Comana. Este pădurea... Lucoponel. Lucoponel, exact. Bun, pădurea Cernica. E prima oară când ajungem aici în pădurea Cernica. Dar este o pădure destul de faină. Nu-i așa? Da. Da. Sunt multe poteci pe aici care tot intersectează. Sunt și câteva lacuri, așa numitul lac magic. Magic. Cum se pare? Nu prea pot să fac glumele mele cu uite ursul aici, că ne-a. Da. Doar merge uite mistrețul și uite Copanel. Și Copanel, cine e Copanel din asta? Că tot vorbim de acest Copanel. Copanel este un nou prieten. E un câine care ne-a găsit el pe aici și de atunci se ține după noi. Exact. Merge împreună cu noi. Exact. Ne îndrumă, ne așteaptă, și... ne înjură. Și la finalul acestei ture, Copanel... o să primească niște conserve cu carne, pentru că noi avem un obicei în care ținem în porbagajul mașinii meu câteva conserve cu carne pentru momentul în care întâlnim astfel de prieteni, fie cățeluși, fie pisicuțe. Mm-hmm. Da, ceea ce mi se pare o idee foarte faină. Și a revenit și Denisa în natură, după ceva vreme. Cât timp a durat Denisa de când ai fost ultima oară în pădure? Cred că de anul trecut, din vară. Da. A trecut ceva timp. Mm. Acum trebuie să iei aerul proaspăt să-l consumi. Da, bine, că încă mă chinui așa puțin și chiar și pe aici. Da, o trebuie să mă. Da. Da, mă rog. Da, e bine. Acum, că... Exact. Facem mișcare, suntem în natură. Copanel iar s-a lungit, iar ne jură. Copanel. Imediat, Copanel, imediat. Mai... încă puțin și terminăm.
Ok, așa că pădurea Cernica este o recomandare interesantă. E ceva care merită, cel puțin măcar o după-amiază, de plimbare. Și chiar și cu bicicletele. Da, sunt. Potecile de aici pot fi foarte, foarte faine pentru bicicletă. Pa! Pa! Du-te la copenă! Du-te tu la copenă!